Natalia Reboi, sunt mamica lui Mihăiță Reboi. Un copilaj practic acum de 4 ani. Mihăiță suferă de o boală destul de rară, se numește amiotrofie spinală. Este o boală care se caracterizează printr-o hipotonie musculară, în general cu accent pe membrele inferioare la el, mânuțele sunt un pic mai puternice decât piciorușele. Prima dată am simțit ceva nu în regulă, la un an practic și jumătate. Până la asta Mihăiță a fost născut prematur la 32 de săptămâni și dezvoltarea a mers ca la copii prematuri. Dar la un an jumătate Mihăiță brusc a început să scapete din picioare, a început să sânește. Ne-am adresat la medic-pediatru, la Centrul Mamei și a Copilului, unde am fost internat pe practic 5 zile pentru examinarea copilului și am dat analiză genetică. Piște o lună, practic, a venit rezultatul la analiză. Ne-a chemat ca să-mi spui diagnosticul, de deja noi cu soțul mergem cu... practic știm diagnoza. La momentul de față sunt două tratamente în România. Unul este de contact de stat, dar unul este printr-un proiect, din câte eu cunosc. La noi, în Moldova, nu sunt tratamentele respective și toți copiii care suferă de amiotrofie spinală din Republica Moldova este nevoie să aibă cetățenie română ca să poată să obțină acel tratament. La începutul tratamentului, el deja, el capul s-a ridicat, el nu putea să-l ridice. El nu spunea în chirostrie, el nu scobără de pat. Un an de zile, noi am primit tratamentul gratuit prin proiect. S-a fost în doamnă așa că s-a avut cetățenie, Mihai nu beneficia de tratamentul acesta. Și dacă copilul cu semea nu beneficiază de tratament, el se acumulează în organism practic o lună și jumătate, după aceea progresele, după aceea practic copilul stânge, deoarece el nu are suficient. Kinetoterapia pentru, în general, pentru orice afecțiune de tip neuromuscular este ca un stil de viață. Exact cum ți-ai duci copilul la fotbal, la volei, la șah, la matematică, exact așa pentru ei kinetoterapia. Ar trebui să fie minim de 3 ori pe săptămână. Noi, din partea familiei noastre, mulțumim foarte mult documentul, da? Statul român că ne-a acceptat și ne-a ajutat și copilul nostru în viață. Avem mare șansă să devenim practic copil sănătos. Documentul Mediare are un program social prin care se implică rezolvarea problemelor legate de acte pentru persoanele care necesită tratament urgent peste hotare. Acest program social vine în ajutorul cetățenilor de Republica Moldova să obțină asistență medicală datorită faptului că dețin cetățenie română. Ce oferă cetățenia română? Statul român oferă în primul rând acces la diferite programe de sănătate. Astfel, deținătorii cetățeniei române obțin tratament gratuit sau mult mai accesibil. Rolul DocumentMD este de a reduce timpul de obținere a tuturor actelor. Dar să știți că atunci când avem cazuri foarte grave, așa cum a fost cel al Mihăiță, timpul este cel mai important. Ce vrem să comunicăm prin acest video? Atunci când aveți o problemă gravă de sănătate, când rezolvarea este peste hotarele țării noastre, nu lăsați mâinile în jos, nu vă panicați, adresați-vă la cât mai multe instituții. Soluția cu siguranță că există. De exemplu, DocumentMD, prin programul nostru social, am reușit doar într-un an lui Mihăiță să-i obținem cetățenie română, ceea ce i-a dat o șansă la viață.